Bună tuturor, eu sunt Răcuten între 6 să ne jucăm Attack on Toys. Bun, hai să începem. Așa, hai să începem. Toybox. Și vom juca Backyard Kingdoms Expand. Și o hartă de Conquest. Bun. Play. Ia să vedem. Avem negru, galben, roșu, da, roșu, gri, albastru, nu, aici e albastru, pe aici e, a, mov. Sunt un pic daltonist azi. Portocaliu, bun. Bun, bun, bun. Acum l-a colectat plastic. Văd că mamă, văd că eu e, nu știu, a fost îmbunătățit, nu știu. Dar e mult mai greu. Sau e din cauza că stăm atât de aproape. Suntem atât de aproape, dar cred, nu.
Negru a pierdut. Deja. Nu știu cu ce idee a fost creată harta asta, dar se vede că e nevoie de viteză. Mamă! Mama, numai galben nu putea să scoată negru. E singurul vecin pe lângă mine, mama. Galbenul e o amenințare ridicolă. Și roșu. Și portocaliu. Am nevoie de medici. Ei folosesc artileria să mă atace. Deci trebuie să folosesc tactica foc cu foc.
reușit să mai stabilizez puțin situația. Ferrantieriene. Nu pot să ajung destul de departe.
Ah, ok. Trebuie să scau neapărat de portocaliu. Cred că o să inițializez o versiune mai mică a planului ploaie de foc. Da, portocaliu a pierdut.
Bă, și mova a pierdut. Deci mai sunt eu, albastru, galben și roșu. Da. Eu, albastru, roșu și galben. A, și gri. Nu pot să mai studiez firul. Aș cam vrea să scot galben din joc, ce-i drept. Dacă aș ajunge acolo sus, vedeți că încerc. Încerc norocul. Dacă reușesc, mă scot galbenul garantat. Mamă, ce era să zic că era bariera. Ferrar! Evităm asta, că de-aia
Stai, stați, unde plecați? Unde pleacă ăștia? De ce nu atacă baza inamică? Adică pot lovi acolo jos. Așa, o lovesc cum trebuie. De ce pleacă? Nu înțeleg. Bun, galbenul neoficial e invins. Încă se mai respawnează. De ce încă se mai respawnează?
Acum trebuie să scap de roșu. Oh, mamă, și roșu e într-o poziție. Ce superioritate aeriană, ce producție, tot ce ne trebuie în jocul ăsta de artilerie. Dar pe bune acum. Oh, cât plastic. Dacă fac o hartă, vă zic sigur, playerul va fi roșu. Roșu neoficial e învins. Bun, ma, cu griu va fi cel mai greu. Fiindcă nu pot să aplic eficient tactica ploaie de foc. Cu albastru de asemenea aș putea aplica tactica ploaie de foc. Nu știu, încerc cu care o fi și care reușesc. Aia e.
Ai pe bune, nici n-am apucat să ies din avion. O flotă imensă de avioane. Ar fi o idee. Și știu, și avioane sunt escadrile. Dar așteptați până plasez eu câte avioane vreau. Când plasez de alea mici și alea sunt mai ieftine. Bine, poate e o escadrilă. Întrebare, cine e aici? Oh, griu a pierdut. Neoficial, griul a pierdut. Acum toate trupele se pot concentra pe albastru. Da, chiar am încercat cu elicopterii, au fost aproape imediat doburate. Dar cu avioane n-am încercat. Ar trebui să încerci cu avioane. Da, chiar, hai să încerc. Pierd doar niște plastic și timp. Bine, poate pierd ceva important. Plasticul ăla e cel mai important. Nu timpul, lasă timpul. Dar și albastru a pierdut. Trebuie numai să aștept mesajul.
Bun, al vostru a pierdut, ia medalie și am câștigat. Ei bine, gata și cu acest episod, eu am fost răcutele între și vă zic pa, pa, până data viitoare. Pa, pa!